Salutare, dragilor! Eu sunt Mihai Alexandru H. și în continuare voi răspunde la câteva întrebări care credem noi că ar fi relevante pentru situația în care ne aflăm și pentru conferința la care ne aflăm. Să-i dăm drumul! Înainte să începem, vreau să vă spun că mi-am făcut și eu testul pentru coronavirus. Deci, oficial, da? A ieșit negativ! Mulțumesc frumos, mulțumesc, da? Pentru mine personal, cred că video face mult sens pentru că eu cu asta mă ocup. Asta e întreținerea mea. Eu n-aș putea să-mi transmit mesajul altfel. Pentru un creator de conținut ca mine este vital video. Salutare, dragilor, și bun venit la un nou clip! O să cred că se potrivește și dacă ai alt fel de business. Cred că poate să fie o componentă pe care să o adaugi promovării business-ului tău. Adică, de exemplu, am văzut avocați care dau sfaturi pe YouTube. Am văzut medici care fac același lucru. Am văzut ingineri care fac același lucru. Mecanici auto care dau sfaturi, adică folosesc video ca să-și transmită mesajul lor și asta îi ajută în meseria lor. Acum, de exemplu, vin de la service pentru că i-am schimbat din nou plăcuțele de frână. Adică o mecanic auto care își transmite mesajul pe YouTube în format video automat se poziționează ca un specialist. Și specialistul ăla va fi căutat, pentru că oamenii vor vrea să meargă exact la omul pe care îl văd și la care le-a dat subscribe. Deci da, are mult sens pentru că e super ușor de produs, adică în ziua de azi produci un video foarte simplu și ai foarte mari șanse să devii viral. Asta este unul din riscuri și trebuie să-ți asumi riscul ăsta. Am început eu, video era Full HD, azi e 4K. Neața lume, e vineri, 1 iunie, deci la mulți ani tuturor. Și da, la mulți ani tuturor, pentru că toți suntem copii. și asta e adevărat, asta este o afirmație adevărată. Însă, când am început eu, videoul, probabil că ne referim aici la videoul de pe online, ne referim la creat de content, vlogări, branduri și așa mai departe, era într-un stadiu incipient, nu era foarte matur. Adică astăzi... Salutare, dragilor, și bun venit la un nou clip! Observ o maturitate a conținutului. Oamenii încep să-și dea seama de ce e bine să ai un sunet impecabil, de ce e bine să ai o anumită calitate când faci un clip. Promit să declar somnicul ca sport național. Adică observ o maturitate. Deci da, nu e un salt spectaculos, dar există o evoluție. Nimănui nu-i pasă! În cazul meu depinde foarte mult de clipul pe care îl produc. În cazul în care vreau să produc un simplu vlog în care să-mi expun o idee, mi-e foarte simplu. Pun camera, două lumini, un scaun și dau rec, mă rog, și la valiere și mai trebuie. În cazul în care vreau să creez un clip despre mașini, o să dureze mai mult, în funcție de cât de complex vreau să-l fac. Filmăm din dronă, mergem într-o locație, un peisaj de toamnă, cu frunze pe jos. Interiorul mașinii, exteriorul mașinii. Adică sunt multe clipuri pe care le-am făcut la viața mea și toate au fost diferite și, mă rog, resursele pe care le aloci sunt în funcție de clipul pe care îl faci. Iar cu absențele o rezolvi, da, duci un braț de scutiri sau, în cel mai rău caz, îți cade nota la purtare. Clienții care și-ar dori conținut video de la mine ar trebui să știe că îmi place să îmi păstrez formatul meu, îmi place să păstrez energia mea în clipuri. Adică n-aș vrea să fie ceva cu care nu rezonez sau un produs pe care nu-l folosesc, evident, și nici n-aș face asta. Adică de obicei toate produsele pe care le-am promovat au fost produse ori cu care rezonam sau în care credeam sau pe care chiar le foloseam. Poluează foarte mult. Adică eu, de exemplu, în garaj, când bag mașina asta, o țin pornită cât mai puțin timp.
pentru că mă asfixiez, simt efectiv mirosul de combustibil ars. Asta una și doi. Asta este, mă rog, un dezavantaj, dar unora le place, mie de exemplu îmi place. Deci, ai putea spune că este un avantaj, nu, depinde cum o vezi. Avantaj. E un avantaj, separat. Februarie. În cazul meu am trecut printr-o maturizare a conținutului și a imaginii. Adică dacă acum 7 ani, de exemplu, puteam să mă asociez cu branduri care targetează un public mai tânăr, astăzi publicul meu s-a maturizat odată cu mine. Adică mare parte din publicul meu este 20 plus, mileniali și puțin din ei sunt tânăr de vârstă și tineri. Însă pur și simplu nu pot să nu observ cum soarta vine așa din când în când și îți mai dă câte două palme și te trezește la realitate. Sincer, platforma pe care o folosesc cel mai des, platformele sunt Instagram, YouTube și mai nou Clandesto, că mi se pare o aplicație fascinantă, sincer, și tot ziua stau pe ea. Și da, video diferă în funcție de platformele astea. Pe Instagram îmi place, evident, să pun story-uri. Când am ceva de spus, dau drumul la aia și o spun. Pentru că n-ai nevoie să editezi, n-ai nevoie să, adică nu se așteaptă oamenii să ai o calitate deosebită. Pe YouTube, în schimb, am observat că dacă pun un clip la o calitate mai proastă, oamenii observă și mă taxează. Și spun, n-ai avut timp să spui lumina, ce prost se aude, maică te lași pe tânjeală. Adică, cumva pe YouTube au așteptări de la mine. Pe Instagram, parcă n-a pun un story, nimeni nu spune, ce lumină proastă ai în story-ul ăla. Adică nu interesează. Deci cred că fiecare are filozofia lor. Și da, mă exprimi bine pe amândouă platformele. În cazul meu, ca să obțin un răspuns maxim de la comunitate, trebuie să le dau ceva ce să le placă. Pentru că i-am obișnuit ca din când în când să le mai dau ceva wow. Uite, am trimis un telefon în stratosferă. Am făcut drifturi pe un lac înghețat în Finlanda, în Laponia, în țara lui Moș Crăciun. Adică am făcut toate nebuniile astea pe care din când în când oamenii le super savurează și pe lângă conținutul uzual pe care îl fac, ca să îi impresionez din când în când, se așteaptă de la mine să mai creez ceva, o bombonică de content din când în când. Imaginează-ți că dacă nu faci video, e ca și cum alegi la un maraton fără un picior. Adică atât de important este. Mi se pare că e foarte important indiferent de industria în care te afli. Pentru că oamenii sunt din ce în ce mai obișnuiți să consume content vizual, să se uite la conținutul lor, să îl consume cu ochii. Adică
toate aceste ecrane pe care le avem în fața noastră au făcut din noi niște consumatori vizuali. Adică uneori știi și tu că intri pe Facebook sau pe alte social media și nici măcar te uiți la un clip fără să auzi sunetul. Unele au doar subtitrare și le urmărești doar așa, adică doar vizual, te bazezi doar pe vizual. Adică dacă până acum radio era ceva wow, astăzi, na, cine mai ascultă radio mașină? Rar se întâmplă. Și da, e vital, dacă vrei să-ți promovezi brandul, dacă vrei să ai o campanie 360 și să bifezi toate căsuțele, neapărat video e vital. Ca să găsești conținutul care te avantajează ca brand, cred că ar trebui în primul rând să-ți definești filozofia. Despre ce suntem noi ca brand? Cum comunicăm? Noi ca brand, de exemplu, poate eu zic unii, noi suntem mai amuzanți. Rec. Zi! Neața lume! E bine! E timpul pentru doza de hash! Noi suntem mai serioși. În al doilea rând trebuie să te gândești pe cine targetezi, cine sunt oamenii pe care îi cauți. Dacă ești o bancă, nu o să te adresezi copiilor de 15-12 ani, care da, mănâncă înghețată. O să te adresezi altor oameni. Deci, clar, narativa ta și tonul tău trebuie să fie cu totul altul, inclusiv conținutul pe care îl faci, inclusiv oamenii cu care te asociezi. Este super evident. Deci dacă îți definești acești doi parametri, cred că ești pe drumul cel bun. Definește-ți în primul rând filozofia ta ca brand. To deal more kindly with one another. Și cine este publicul, cine este targetul, care este clientul. Și nu în ultimul rând, poți să mă contactezi pe mine să te ajut în conținutul tău de brand. Pentru că, hei, noi am făcut asta la Viral Studios de foarte mult timp. Deci da, există, poți să vorbești cu agenții, poți să vorbești cu oameni care deja fac asta în industrie, adică trebuie să îți iei niște ajutoare, logic. Dacă mai ales dacă este un domeniu nou pentru tine, decât să o faci prost, mai bine îți iei niște aliați cu care să îți pui la punct strategia. Material video nu e suficient să-l postezi și după aia să uiți de el. Evident că e ca un copilaș pe care trebuie să-l dădăcești. Pe lângă faptul că trebuie să îl împingi și pe alte platforme de social media, logic, dacă poți să faci niște, să convingi niște influencer să vorbească despre el, este și mai bine. Și în ultimul rând trebuie să vorbești cu comunitatea, să le răspunzi la comentarii oamenilor. Dar nu e niciun virus. Virus are calculatoarele, virus au telefoanele, nu noi. Trebuie să intri în polemici, să vezi ce se discută, să le răspunzi, să discuți cu ei. E foarte important. În felul ăsta să creezi comunitate și poate într-un final, din acele comentarii, poți să extragi noi tipuri de conținut. Poți să vezi din comentarii, să te inspiri, să vezi ce urmează să faci mai departe. Adică ce le-ar plăcea lor să vadă de la tine. Deci da, e super important să ai grijă de clip și după ce îl postezi, nu doar îl postezi și gata, nu, mare greșeală. Asta a fost clipul, dragilor, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să vă abonați la canalul H-ului în cazul în care n-ați făcut-o deja și să aveți o experiență excelentă în continuare la această frumoasă conferință online. Vă pupă H-ul! Pa! Și dacă tot clipul a stat cu ochii pe acest pachet de șervețele, să știți că este o tematică recurentă în clipurile mele, da, nu e întâmplător, doar să știți. Bun, și pentru că vrem ca această emisiune să fie una de cultură, H-ul o să vă recomande de acum încolo, în fiecare săptămână, câte un documentar la care să vă uitați. Săptămâna asta vă recomand...